3Net Radio. More music, more colours. Open mic. Be a volunteer. Do something for the others. With Mudder on 3Net Radio. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis, o săptămână cu sănătate, vă doresc cu realizări, o săptămână așa cum v-ați planificat-o, dacă încă nu v-ați planificat-o, timpul nu este pierdut, o săptămână în care, știți voi urarea mea, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Mai mult ca sigur că la sănătatea celor tineri și la cauze nobile s-au gândit și cei din echipa galanton.ro, comunitatea oamenilor de bine, atunci când au creat, au făcut să se nască cea mai nouă campanie marca galanton.ro și anume 30 Days Smoke Free, despre care am făcut și noi vorbire, ca să zicem așa, pe site-ul oficial Radio 3Net, găsiți acolo articolul Un bine 2-in-1, lasă-te de fuma și susține o cauză caritabilă. În studioul Radio 3Net, din partea echipei Galantom, deja prietenul nostru, Gabriel Solomon. Bună seara, Gabi, mulțumim că ai acceptat invitația. Bună seara și mulțumesc mult de invitație, cum spuneai și tu. Deja încep să mă simt ca acasă aici în studioul Radio 3Net. Te simți ca acasă, ceea ce este foarte bine, pentru că asta să știi că ne încurajează și pe noi cei care realizăm, prezentăm, producem emisiunile. E un confort, așa, știi? Parcă ți se ia o piatră de pe suflet și comunici cu persoana din fața ta mult mai bine. Gabi, cum a început acest 2015 pentru tine? Lăsând la o parte munca de echipă și campania. A început destul de bine, pentru că noi începem destul de în forță în fiecare an. Avem un eveniment chiar la finalul lunii ianuarie. E un eveniment sportiv în care suntem implicați. Semi-maraton Gerard, care e deja la ediția cu numărul 5. Să vă ajute și vremea. Noi până acum chiar am avut noroc de vreme foarte bună, spunem noi, dar acum depinde ce înțelegem prin vreme bună. Pentru noi vreme bună la acest concurs înseamnă zăpadă și înseamnă frig. Dar unde va fi? Are loc în campusul Politehnica. Deci în București. E în București. Joi vor fi 15 grade, așa că... Și anul trecut am avut exact aceeași vreme cu o săptămână înainte de eveniment, însă miercuri a început să ningă, să lase frigul și anul trecut am avut cod portocaliu de ninsor. Deci acum, nu știu dacă o să se întâmplă chiar așa, dar noi încercăm să găsim un site-uri unde anunță duminică zăpadă și sperăm să aibă dreptate. Le-ați găsit? Am găsit chiar unul care, chiar, mă rog, sunt așa un pic de fulgi anunțat, dar un fel de la poviță, tot e bine. E un semn și asta. Gabi, de ce o astfel de campanie 30 Day Smoke Free ar fi o provocare la adresa fumătorilor, provocare lansată fumătorilor, asta în primul rând? Cum ați ajuns la ideea asta? Noi tot încercăm să gândim diverse provocări și diverse evenimente prin care oamenii pot susține cauze caritabile. Am încercat mereu să găsim și alte provocări, în afară de cele sportive care au fost până acum preponderent, să spun așa, pe platforma Galantom. Și am început cu Dăruiește ziua ta și multe alte evenimente de genul ăsta. Nunta ta și așa mai departe. Da. Am văzut talentul că ți se mulțumea tău acolo pe site-ul Galantom. Da, pentru că noi încercăm la fiecare astfel de idee năstrușnică să o testăm pe pielea noastră, astfel încât la Dăruiește ziua ta a fost Laszlo, colegul nostru care a testat prima oară această idee. La Dăruiește nunta ta a fost rândul meu să testez. Da, 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 da. Da, s-a întâmplat de curând. A fost casă de piatră atunci, n-am știut. A fost în toamna trecută și noi a fost un pic de muncă, așa, de lămurire cu prietenii, familia, să le explicăm că nu, chiar vrem orice bani ar fi dorit să îi cheltuie pe un dar de nuntă să-i dorească către cauza pe care am susținut-o.
Dar noi suntem foarte mulțumiți de ce am reușit să facem și suntem foarte mulțumiți că, până la urmă, ne-am bucurat și de un eveniment special, dar am avut și satisfacția că am ajutat în felul acesta și o cauză dragă. Dar voi de sărbători n-ați avut liniște? Ați plănuit campania cu fumatul? Nu, campania cu fumatul a fost gândită cumva de Andrei, care, să spunem că a mai avut așa un pic tangențe cu fumatul. Andrei Chirto, care a fost el invitat aici, da, exact, în studio. Și a plecat cumva ideea de la el. El a avut această idee și s-a gândit că și el s-a chinuit un pic să tot renunțe la viciul ăsta și simțea mereu că are nevoie poate de o motivație suplimentară, ceva care să-l responsabilizeze într-un fel sau în altul, și ideea a plecat de la el. Am spus să o lansăm în luna ianuarie pentru că e o lună în care oamenii își tot propun diverse obiective, el, nu știu, de carieră, de viață, de sănătate. De sănătate, corect, cum ar fi acesta. Exact. Da? Și se potrivește cel mai bine. Da, potrivit, da. Exact. Înainte de a trece la disecarea campaniei, să vedem cum funcționează, ce fel de motivații stau la baza acestei provocări, de ce v-ați gândit voi la treaba cu fumatul și nu la altceva, mă voi folosi de un filmuleț pe care l-am găsit pe site-ul campaniei, foarte vioi și bine făcut, este în limba engleză, dar pentru oamenii care stau pe net nu ar fi o problemă treaba cu engleza. Să vedeți ce spune omușorul ăsta apropo de motivații. De ce să nu mai fumăm? De ce să ne renunțăm la fumat? Poate că va fi și pentru voi, așa cum spunea Gabi, poate va fi și pentru voi un început. Nu se știe niciodată. There's even a possibility that there was a horribly frightening advertisement for this video featuring some person who talks through a hole in their throat. You shouldn't smoke, and you know the reasons why. Or do you? There are, in fact, some really surprising and weird reasons not to smoke in addition to all of the normal horrible ones, and we're going to talk about a few of those now. Number one, smoking makes your boobs sag. That's right. Boob sagginess is a real scientifically studied thing, and among the risk factors are being overweight, having larger breasts, having babies, and smoking cigarettes. Things that do not affect boob sagginess, whether or not you breastfeed, weight gain during pregnancy, and lack of upper body exercise. So now you know. Two, like listening to music, watching movies, hearing things. Smokers are 70% more likely to develop hearing loss than non-smokers. Even worse, development of hearing loss in smokers happens much earlier than in the general population. Smokers start losing their hearing in their 40s or 50s instead of their 60s or 70s. Number three, if you're not worried about saggy boobs because you don't have any boobs, allow me to scare the cigarette right out of your mouth. Men who currently and formerly smoked were about 30% more likely to suffer from impotence. So while you, and maybe even your lady friend, might think that that cigarette sticking out of your mouth makes you look super sexy, it's not gonna matter if you can't get it up. Four, if you don't care what you look like or whether you can get it up, and you don't have any kids and you live alone with a bunch of dogs and cats, think about their health. Secondhand smoke has been proven to cause nasal and lung cancer in dogs and malignant lymphoma in cats. This might seem inconsequential when compared to the human health risks, but 37% of smokers said that clear evidence that smoking was bad for their pets would motivate them to quit. And finally, number five. You like being happy? In a study of more than 7,000 adults, smokers were found to be less happy than non-smokers and ex-smokers who had quit more than 1 year previously. Healthy body, healthy mind, I suppose. Too bad those things are so freaking addictive. My strategy, which has worked for me thus far, is to never let one of those things anywhere near my mouth. I suggest you try it too. Thank you for watching this episode of SciShow. If you have any questions or ideas for future videos, please leave them down below in the comments, or you can get in touch with us on Facebook or Twitter. And if you want to continue getting smarter with us, go to youtube.com/SciShow and subscribe. We'll see you next time. Microfonul deschis, fii voluntar, Gabriel Solomon, echipa galanton.ro și o nouă campanie, o nouă provocare, 30 Days Smoke Free. Concret, Gabi, cum funcționează această campanie și ce au de făcut cei care doresc să se înscrie? Cei care doresc să se înscrie, în primul rând, trebuie să stabilească că vor să intre în această provocare cu noi, și anume să nu fumeze timp de 30 de zile.
dăruind acest efort al lor, această provocare a lor, unei cauze dragilor. Modul în care ei pot susține această cauză este, în primul rând, donând banii pe care ei însuși i-ar fi cheltuit pe acest viciu, pe fumat, sau poate o parte din acești bani ca să simtă și ei o satisfacție, poate și financiară, din renunțarea la fumat. Și în plus, încercând să-i convingă pe cei din jurul lor să-i sprijine, să-i motiveze, susținând cauza pe care el o susține, donând o anumită sumă, intrând în pariul ăsta, poate, cu el. Uite, dacă tu te lași, într-adevăr, te ții de aceste 30 de zile, la final îți donezi și eu 10 ron, 50 de ron pentru cauza pe care vrei tu să o susții. Da, și mie, asta mi se pare interesant la campanie, nu numai faptul că ne impunem să renunțăm la fumat și să zicem banii ăia nu mai merg pe viciu. Banii ăia nu rămân în buzunarul nostru și asta este foarte... Asta este skepsisul. Merge undeva unde este chiar nevoie de ei. Da, cumva la un moment dat încercasem să gândim un mecanism, să zicem așa, de motivare al lui, în sensul în care dacă cumva, să spunem, în această perioadă de 30 de zile nu reușești să te lași de fumat așa. Și te reapuci în acest interval, cumva banii să se reîntoarcă la cei care au donat, inclusiv către tine, ca să te țină cumva, când în momentul în care iei o țigară în mână și te gândești să o aprinzi. Ia uite, să te gândești, ce am făcut, nu am dus treaba până la capăt. Da, toți banii ăștia care s-au strâns se duc înapoi și nu ajung poate la o cauză care are într-adevăr nevoie de ei. N-ar fi fost rău să încercați, pentru că era interesant de testat reacțiile respectivilor care nu s-au ținut de cuvânt, da? Poate că n-ar fi dorit să primească banii aia, știi? Ei așa generoși în sinea lor, dar neatenți cu ei și cu sănătatea lor. Da, ne gândisem cumva în ideea în care poate acel om să se gândească în momentul în care aprinde o țigară, că de fapt țigara aia îl costă chiar și financiar, nu știu, dacă a strâns până atunci 500 de lei pe pagina lui, de fapt îl costă 500 de lei, în ideea în care... Ce e mai rău e că îl costă sănătatea. Asta cu certitudine. Da. Ce fel de motivații credeți voi că ar fi stat sau pot sta la baza acestei provocări? Bine, una este foarte clară, vreau să mă las de fumat, este această campanie, iată un pretext și pot să încerc să văd am sau nu am voință. Dar ar mai putea, după voi, exista și altfel de motivații? Credem că fumatul este un viciu destul de puternic și ai nevoie de o motivație la fel de puternică să reușești să te lași de acest viciu. Și de asta am gândit cumva să le asociem un pic cu o cauză caritabilă, pentru că am tot văzut campanii antifumat pe ce ți aducem în prisma sănătății, ce dezavantaje ai din prisma sănătății pentru că fumezi. Și pentru că nu e o chestie pe care o simți imediat, e ceva care nu te motivează atât de puternic. Și atunci noi am venit cu ideea că ai nevoie de ceva un pic mai personal. Și poate acel lucru mai personal poate fi ajutarea unei cauze în care tu crezi și pe care o poți ajuta în felul acesta. Ok, nu alegi un maraton, dar la urmă și faptul de a te lăsa de fumat e o provocare chiar foarte puternică. Dacă e să o luăm așa, la cursele de alergare, de exemplu, o dificultate a unei curse o poți măsura și prin numărul persoanelor care termină cursa. Și dacă e să luăm această paralelă, să o punem la fumat, lăsatul de fumat e o provocare foarte, foarte grea, pentru că foarte mulți se apucă de ea. E o cursă cu obstacole. Dar foarte puțin o duc până la capăt. Și ne-am gândit să-i punem cumva într-un soi de pariu, un pariu cu ei însăși, și la care să fie părtași, să spunem așa, prietenii, dar și o cauză caritabilă. Să te gândești de două ori în momentul în care vrei să fumezi, că nu e doar pentru tine, numai e că, ok, fumez, nu mă interesează sănătatea mea sau ce vreau să se întâmple peste 10 ani, dar până la urmă faptul că tu nu te ții de această provocare are efecte și asupra cauzei pe care tu ți-ai asumat că o susții la începutul provocării. Ați studiat un pic piața în momentul în care ați gândit să lansați campania, în primul rând atunci când ați început să lucrați la ea acolo, în echipa Galantom. Spuneai la un moment dat că știm, am văzut atâtea campanii, dar de genul acesta,
Ați avut un model care v-a inspirat sau poate un model care v-a stimulat să faceți voi un pic altfel? Sunt într-adevăr foarte multe campanii pe această direcție de a te opri temporar. Și același lucru l-am împrumutat să spunem și noi în campania noastră. Adică nu am vrut să spunem lasă-te complet de fumat, ci nu, uite, fă provocarea asta, lasă-te 30 de zile. Chiar dacă poate nu vrei să te lași definitiv de fumat. Până la urmă, dacă reușești să te lași de 30 de zile și chiar să nu fumezi nicio țigară 30 de zile, atunci ai cel puțin un argument în fața celor care spun a, păi tu nu te lași pentru că nu poți. În felul ăsta poți zici, uite, m-am lăsat 30 de zile, am putut să stau fără nicio problemă, eu fumez pentru că într-adevăr vreau eu și nu că simt nevoia. Și sunt într-adevăr campanii făcute pe această direcție de să te lași de fumat 30 de zile. Există chiar o campanie foarte mare în Anglia, care e în luna octombrie, în care mesajul este exact acesta, să te lași de fumat timp de 30 de zile. La ei nu există această componentă caritabilă pe care am adăugat-o noi. E doar ideea de a te lăsa timp de 30 de zile să nu fumezi, iar motivul pentru care toată lumea merge cumva pe ideea de 30 de zile este că e o perioadă cât de cât abordabilă, adică nu, când te gândești, nu știu, lasă-te 3 luni, e o perioadă parcă prea lungă, nu știi ce o să se întâmple în 3 luni de zile. 30 de zile parcă trec un pic mai ușor. Și sunt și studii științifice care spun că dacă reușești să te ții timp de 30 de zile departe de țigări, vei avea până la de 5 ori mai multe șanse să te lași definitiv, pentru că deja corpul începe să piardă un pic din toate substanțele care s-au adunat de-a lungul anilor de fumat. Sau... Aha, și așa o campanie pe termen scurt s-ar putea să aibă sorți de izbândă. Da, oamenii sunt un pic mai încrezători să intre într-o campanie de 30 de zile decât între una de nu știu, 3 luni de zile. Și este și o perioadă îndeajuns de lungă încât, într-adevăr, să se schimbe un obicei pe care l-ai. Dacă ar fi o perioadă, nu știu, 7 zile, 2 săptămâni, e încă o perioadă destul de scurtă și cu siguranță la finalul ei încă mai ai obiceiul să scoți țigara, să scoți pachetul din buzunar sau să aprinzi o brichetă. Care vă să zică? Un bine 2 în 1, așa cum menționam la începutul emisiei, lasă-te de fumat și susține o cauză caritabilă. Sunteți la microfonul deschis, ne întoarcem în câteva minute. 3net Radio. Coloring your life. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. This is 3net Radio, streaming live from the House of Radio in Bucharest, Romania. Stay tuned for more music and more colors. Mai multe culori, mai multă muzică, dar și informații utile pentru voi. În seara aceasta, informații legate de cea mai nouă campanie galanton.ro, informații pentru cei care își doresc măcar 30 de zile să renunțe la fumat și banii aceia care ar fi mers spre țigări, da, să meargă spre cauze nobile. Pe ce fel de feedback mizați, Gabi? V-ați gândit la un moment dat, după ce se va încheia campania, să intrați în legătură cu cei care au donat banii aceia de țigări pe o lună și au susținut o cauză pe care ei au dorit-o, într-adevăr, și să-i întrebați, cum a fost o lună fără țigări? Cu siguranță o să vrem să urmărim un pic poveștile, să vedem care va fi reacția oamenilor la această campanie și o să încercăm să aflăm exact dacă campania asta a fost într-adevăr acea scânteie care i-a adus la gândul de a renunța la fumat și care i-a ajutat într-un fel sau în altul. Cum îi sprijiniți concret pe cei care doresc să se lase de fumat? Pentru aceasta am făcut un parteneriat cu programul cu un program național antifumat. Există site-ul național stop-fumat.eu pe care ei pot afla informații utile despre cum se pot lăsa de fumat, ce instrumentele stau la dispoziție.
Prin acest program au la dispoziție chiar și un tel verde, unde poți suna și discuta cu psihologi specializați pe această zonă de antifumat sau de lăsat de fumat. Tot prin acest program ei au inclusiv acces la partea de medicamentație, să spun așa, nu știu, plasturi sau ajutoare medicale, să spun așa, pentru a se lăsa de fumat. Unde putem afla toate aceste amănunte, unde putem stoca și ni le putem nota? Există un site categoric al campaniei, nu? Există într-adevăr site-ul campaniei, care este galanton.ro/smokefreechallenge. Iar pe acel site găsesc inclusiv detalii despre campanie, găsesc și formularul prin care se poate înscrie. Și găsesc acolo și link-ul către Programul Național Antifumat și telefonul tel verde la care poți suna pentru a afla orice alte informații legate de acest program și cum îi pot ajuta cei din acest program să renunțe, poate nu complet, dar cel puțin aceste 30 de zile să reușească să le ducă până la capăt. În 2015 ce mai pune la cale echipa voastră? Planul pentru acest an este să diversificăm un pic provocările prin care oamenii pot susține cauze caritabile. Am început cu această campanie de a te opri din fumat în de 30 de zile. O să încercăm să promovăm foarte mult campania Dăruiește ziua ta, pentru că este o campanie prin care oricine poate susține o cauză caritabilă foarte ușor, fără un efort foarte mare. Și o să încercăm să ne gândim la alte metode inedite prin care poți susține o cauză caritabilă. Poate unele sportive, nu știu, nu neapărat participarea la un eveniment sportiv, nu știu, nu ai frică de înălțim și spui că te arunci, faci un zbor cu parapanta sau un zbor cu o parașută, doar pentru a convinge prietene să doneze pentru cauza în care crezi tu, sau diverse alte evenimente speciale din viața noastră, pe lângă ziua ta, nunta ta, cum am spus la începutul emisiunii, sau orice alt eveniment special prin care noi putem să dedicăm, să-l dedicăm unei cauze în care credem. Exceptând evenimentul pe care l-ai anunțat pentru ianuarie, maratonul acela lui Gerard, ce alte planuri are Gabi Solomon, maratonistul? Proiecte personale sau proiecte în care, provocări ale mele personale sportive, anul acesta spune că nu am, sau vor fi, dar vor fi mai mici, pentru că am avut anul trecut nebunia, să spun așa, cu 24 de ore pe scări, și anul acesta va fi un an în care voi încerca să mă refac într-un fel pentru următoarea, care încă nu știu. De asta anul ăsta e un pic de tranziție în care mă refac și mă gândesc la... Gândești la alte campanii, exact, da? La ce altceva aș putea să fac. O să avem cu siguranță niște evenimente sportive mai speciale pe care o să le organizăm prin platforma Galanton. Avem deja o idee pentru un eveniment tot cu 24 de ore, dar la care nu voi participa eu, vor fi o campanie în care vrem să implicăm cât mai mulți oameni să alegem în acest interval de 24 de ore. Dar încă, să spunem, ideea asta este încă în stadiu de definitivat și de stabilit toate detaliile și sperăm în luna februarie să putem anunța cum trebuie, cu toate informațiile și tot ce trebuie. Mesajul tău pentru cei care au fost ochi și urechi în seara aceasta și cine știe, poate îi convingem să renunțe 30 de zile la fumat. Dacă sunt fumători, cu siguranță mi-aș dori să-i vedem pe cât mai mulți acceptăm provocarea noastră de a se lăsa de fumat timp de 30 de zile. Dacă nu sunt fumători sau poate nu vor să accepte provocarea asta, mesajul meu este să încerce să găsească un lucru pe care vor să-l schimbe în societatea în care trăim. Pentru că e păcat să așteptăm de undeva din afară efortul, ci cred că cel mai important este ca fiecare dintre noi să aleagă acel lucru și să se implice în a-l schimba. Că înseamnă să facă voluntariat, înseamnă să să strângă bani pentru o cauză care muncește în acea zonă în care vrea el să se implice. Important este să ne implicăm și să acceptăm că toate lucrurile astea sunt de fapt din cauza noastră, într-un fel sau în altul. Adică modul în care ne implicăm noi afectează societatea în care trăim.
să recapitulăm care va să zică galanton.ro lansează campania 30 Days Smoke Free, iar noi, cei de la Radio 3net, o susținem. Ce presupune campania? Să renunți la fumat 30 de zile pentru a susține o cauză caritabilă, donând banii pe care i-ai fi cheltuit pe țigări și, în acest timp, îndemnându-i pe cei din cercul tău social să doneze și ei pentru a susține demersul tău și cauza pe care tu, personal, o sprijini. Mulțumim încă o dată, Gabi Solomon! Succes cu această campanie. Te vom invita la final de campanie să vedem feedback-urile și reacțiile celor care au intrat în jocul vostru, jocul ăsta serios și care au acceptat provocarea. Mâine, dragilor, la microfonul deschis vom discuta despre cum am putea trata naturist depresia la tineri, anxietatea și angoasele. Invitată va fi farmacist principal Olguța Giurgea de la Laboratoarele Remedia. În continuare, la Radio 3net, ultimele știri ale zilei cu Irina Iana Baltă la Newsfeed. Să auzim de bine! Dreamnet Radio. More music. More colors.